Așa, dar, dragilor, din nou suntem la treabă. Am terminat clasa a patra. Suntem priză continuă. Intrăm pe clasa a șasea. Și cu Robert. Robert, cu tema ta pentru mâine. Am de la pagina 27. Îmi dictez. Bine? Ca să nu mai folosesc ochelarii. Așa. Am lăsat jumătate aici. Să... Pe ce? Te rog. Pagina 27. Pagina 27, exercițiu 27. Așa. Deci, 27 pe 27. Determinați numerele X, Y și Z. Determinați pe X, Y și Z. Știind că X pe 3. Știind că X supra 3 egal cu Y supra 5. Y supra 5 egal cu Z pe 9. Z pe 9 și când te mai dai o informație. Și X plus Y plus Z. Și că X plus Y plus Z egal cu 34. Egal cu 34. Îi facem lecție, problema asta lui Robert? Da, Miruna. Miruna? Păi, X, putem să notăm totul egal cu K. Egal da, cu K. Asta e o variantă, dar eu vreau pe proporții derivate. Asta e dorința mea. A, păi atunci... Ne uităm la relația dată. Da, și... La prima... Faptul că este X plus Y plus Z, ce ne spune? A, 34, putem să adunăm... Suma numărătorilor pe suma numitorilor. Deci în șir de rapoarte putem continua egalitatea, egal mai departe, cu X plus Y plus Z, numărătorii adunați, pe 3 plus 5 plus 9. 3 plus 5 plus 9. Și egal mai departe cu... X plus Y plus Z-ul știm, corect. Egal cu 34, totul supra, cât face 8 și 9? 17. Sunt parte 34 la 17, egal cu 2. Robert, condu-mă, te rog. X pe 3 egal cu 2. Da, X pe 3 egal cu 2, de o dedrucă că X egal cu 6. 6. Apoi. Y pe 5 egal cu 2. Y pe 5 egal cu 2, de unde nu că Y egal cu... Y egal cu 10. Corect. Și Z pe... Z pe 9 egal cu 2. Z pe 9 egal cu 2. De unde rezultă că Z egal cu... 18. 18. Și cu asta am aflat pe X, Y, Z. Foarte rapid. Da, vă dau eu una acum, să vă văd cum vă reacționați. Deci să se afle X, Y și Z, știind nu asta. Îl las în raportul și zic așa. 2x plus 3y plus 4z egal cu, deci 2x plus 4, 2x plus 3y plus 4z egal cu 2x plus 4, 2x plus 3y plus 4z egal cu, dacă dau un număr la întâmplare, nu o să mai iasă așa frumos. Dar de reșit testul. 2x plus 3y plus 40 egal cu 74. Egal cu 74. 2x plus 3y plus 40 egal cu 74. Păi x egal cu 3k, y egal cu 5k, z egal cu 9k. Deci x egal cu cât ai zis? 3k. De ce x egal cu 3k? Păi dacă notăm totul cu k. Iar vă duci acolo, dar nu vreau. Vreau derivate. Nu vreau decât cu proporții derivate. Asta era clasică. Egal cu 1K, scoatem X egal cu 3K, Y egal cu 5K, Z egal cu 9K și înlocuim aici și mergem, găsim pe K, ne întoarcem înapoi și gata. Mersi. Am putea face să adunăm 2X plus 3Y plus 4Z să punem jos și... Asta acum să fac eu de 2x, că am mai x aici. Fac rost de 2x. Cu 2?
Zic o dată. Amplificăm cu 2. Deci amplificăm cu 2 sus jos, da? Deci zicem 2x pe 2 ori 3, 6. Deci scriem așa. 2x pe 6 egal cu? Robert, egal cu? Cu 2y pe 10. Nu 2y. Cu 3y pe 15. 3y supra 15, aici am fracția am amplificat, transform pe echivalenta asta, cu cât aici? Cu 3, da? Da. Cu 3y pe 15. Și egal mai departe cu? Cu 40 pe 30. 40 supra cât? 36. Este același integral, poate. Că dacă simplificăm prin 2, x pe 3, dacă simplificăm prin 3, este y pe 5, dar ne-am făcut rost de 2x, 3y și 4z. De ce? De ce am făcut asta? Ca să aplicăm proprietatea acum suma numărătorilor pe suma numitorilor. Deci egal mai departe cu 2x plus 3y plus 4z supra 6 plus 15 plus 36 și egal cu 2x plus 3y plus 4z este știut 74. Iată, am folosit chestia asta, 74 supra 21 și cu 36 57. V-am spus că nu pic pe număr. Dacă vreți să fi fost, trebuia să fac niște calcule între timp, dar este răspunsul 574 supra 57. Și atunci zic... Haideți să facem 114 numărul, ca să suma. Să facem? Să ne dea exact. 114. Deci egal cu 114. Da, 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 da. Și ne dă exact ca să nu ne complice. 114. Și atunci zic aici 114. Corect. Și se face egal cu 2. Face 2. Și acum mă întorc la x pe 3 sau 2x pe 6, dar x pe 3 bine. X pe 3 egal cu 2. Îmi rezultă că x egal cu 6, ca și data trecută, da? Tot aceea e valoarea la cotul, este tot 2. Și la fel va fi y egal cu 10 și z egal cu 18. Terminat exercițiu. E fain? Da. Deci, vedeți? Tot atât de bine mergea dacă spuneați chestia asta, dar suntem la proporții derivate și vreau șmecherii. De-aia, fracția, am spus, se duce în echivalenta sa prin înmulțire cu cât am nevoie. Dacă aveam 7x, cu 7 mințeam sus. Fiecare raport în parte. El este același. Când mulțim numărător și numitor, este o altă fracție echivalentă cu cea de la care vorbim. Și rândul rapoarte se păstrează și aplică o dată proprietatea suma numărătorilor pe suma numitorilor egal cu fiecare și găsit. Frumos. Îmi place treaba asta. Deci, în clipa asta, Robert, ai înțeles, nu? Toată speculația asta și merită astfel de chestii. Compuneți pe ideea asta acasă trei găști. Dar cred că mai arâncat, la fel. Da. Nu știu. Dar pe ideea asta, cum am zis eu, 2x plus 3y plus 4z egal cu, voi folosiți acest șir de rapoarte, dar altă relație aici. Corect. Deci altă relație. Mai sunt, Robert? Zic, te rog. Tot la fel și știu că... Nu este relația asta exclusivă cu Z? Tot același șir de rapoarte? Da, același șir de rapoarte, numai că știu că 7x la a doua. Deci ai o altă condiție, da? Da. 7x la a doua. Egal plus... 7x la a doua. Așa, plus... Plus 9y la a doua. 9y la a doua. Minus 2z la a doua. 2z la a doua egal cu... Egal cu 2016. 2016. Deci să scriu și eu încă o dată șirul de rapoarte. Deci x pe cât? X pe 3 egal cu y pe 5 egal cu z pe 9. Și adaug condiția de desubt 7x pătrat plus 9y pătrat minus 2z pătrat egal cu 2z pătrat egal cu 2016. Egal cu 2016. E? Acum. Amplificăm. Amplificăm.
Fărăm cu 7 la a doua la prima. 7x, un x ăla. Între x pătrat. Și ca să apară x pătrat, trebuie la pătrat, fracția asta. Da. Am vorbit de la pătrat? Sigur că da. Dacă ne gândim de la pătrat, dacă valoarea raportului ar fost K, acum va fi egal cu K pătrat. Am înțeles. Da? Deci transform pe ăsta, echivalent, într-un alt șir de rapoarte. Robert, urmărești, da? Da. În alt șir de rapoarte, așa numai X pătrat pe 9, egal cu Y pătrat pe 25, și egal cu Z pătrat, supra cât? Supra 81, da? Da. Și acum ne-am creat condiții foarte bune. Am venit cu 7 prima. Prima cu 7. Și sus și jos. A doua cu 9. Și a treia cu 2. Și a treia cu 2. Cu minus 2, ar zice. Minus 2 și minus 2 aici. Că e minus 2 z pătrat. Și avem cumva un învățat? Aici, nu am învățat ce înseamnă numărul minus 2. Da? Cum să fac eu ca să fie pe înțeles? Aha. Zic cu 2 și sus și jos, și aici să am grijă să scad. Adică pe ăștia 2 la adun și pe unul scad în ăsta. Avem voie? Da. Sunt, rezultatul este același. Da? Da. Facem așa ca să nu... Deci, o să spun... și scad, dacă scad 2z pătrat și scad și 2,81. 2,81. Ați înțeles? Este aceeași treabă. Deci atunci o să zic, după ce echivalent cu care ar fi 7x pătrat supra 7,963 egal cu 9y pătrat supra 9,25 cât faci? Fii de 9,25 25, parcă da. De 8 ori fac 200 și cu încă o dată, deci într-adevăr 225 egal cu 2z pătrat supra 2 ori 81, 2 ori 8, 16. Da. Echivalent cu? Acum. 7x pătrat. Egal mai departe. Egal în șirul de rapoarte, egal cu un nou raport. Și anume 7x pătrat plus 9y pătrat minus 2z pătrat totul supra 63 plus 225 minus 162. Și cum asta este cunoscut, e dat de autor, face 2016, totul supra. Hai să vedem cât face aici. Vine 288. 288. Așa este? 3,5,8. Da. 2,6,8. 288 minus 162. Și egal cu 2016, totul supra. 2 din 8. 8 din 2, 6. 6 din 8, 2. 126. Ia să vedem dacă 2016 se împarte exact la 126. Cam cât ar trebui să fie în 9 ori. Acum împarte. Nu se împarte exact. Cum atunci simplificăm. Dacă nu se 16. Împarte. Da? 16? Da. Excelent. 16. Și acum luăm pe rând. 7 x pătrat, sau pur și simplu x pătrat pe 9. Că 7 x pătrat pe 63 este cu asta x pătrat pe 9. De acord? Da. Deci x pătrat supra 9 este egal cu 16. De unde rezultă că x pătrat este egal cu... 124. Nu vreau să îl mulțesc. 9 ori 16. X pătrat e perfect, mamă. Deci X pătrat egal cu 3 la a doua ori 4 la a doua. Da. Și egal cu, fiind am 2 la a doua, înseamnă 3 ori 4, totul la a doua. Și X pătrat egal cu 3 ori 4 la a doua, 2 cu 2 ori exponent, înseamnă bazele egale, înseamnă că X egal cu 3 ori 4, 12. Înțeleg? Iau încă o dată. Da. Da. E cealaltă variantă. Y pătrat pe 25, Y pătrat supra 25, este egal cu... Cu cine? 16. 16. De
Dacă ești în pilonat? X pătrat este egal cu 16 ori 25. Da. Rezultă că Y pătrat este egal cu 4 la a doua ori 5 la a doua. Rezultă că Y este egal cu 4 ori 5 și Y este egal cu 20. 4 ori 5 și egal cu 20. L-am găsit și pe Y. Ne ducem la Z la a doua. Robert, dacă... Z la a doua asupra cât, Robert? Z la a doua asupra 81. Da. Egal cu? Egal cu 16. Echivalent? Echivalent cu Z la a doua egal cu 81 ori 16. Ori 16. Egal cu 9 la a doua. Egal cu 9 la a doua ori 4 la a doua. Da, înseamnă ori 4 totul la a doua. Da. De unde zice că Z? Egal cu 36. Trebuie egal cu 36. Terminativ. Deci avem voie, domn profesor, să facem și așa, și plus și minus? Păi, acum răspund, insist pe chestia asta. Asta am zis. Deci, în clipa în care aș fi mulțit cu minus 2 și sus și jos, nu am modificat-o. Da. Și atunci ar fi fost adunare. Corect. Lor nu ne-am putut spune treaba asta. Așa. Și atunci am zis, mulțim cu 2 și pot să scad, dar trebuie să scad și jos. Deci am avut în vedere faptul că am mulțit cu minus. Și ok. Și ok. Că doar se adună, aduci cu minusul, numărător pe numitor. Da. Deci e șmecheria asta. Dar eu nu puteam să le comunic că m-ai oprit, și pe drept cuvânt, că m-ai oprit pentru că nu știu asta. Nu știu, da. Am făcut. Și atunci, dacă n-au știut, așa am găsit o soluție pe loc. Da. Dacă, Robert, tu nu te-ai fi gândit la asta, hai să spunem așa. Soluția de rezolvare pe care o acceptai era asta, e egal cu un K. Nu? Da. Cea mai practică. În șirul de rapoarte, valoarea raportului este K. Și de acolo scoatem X egal cu 3K. X egal cu 3K. Y cu ar fi fost... Hai să facem și pe metoda a doua. Dar nu legerea prin derivate? Păi sigur prin derivate. Nu? Nu știi, nu spune acolo, nu? Dar nu ești la capitolul ăsta? Ba da, da. Ei, dacă nu spune... Se subînțelege derivul, da? Se subînțelege. Și... sigur că rezolvitor, tu poți face și prin varianta asta, că nu te poate sancționa profesorul că ai făcut-o așa. Ce ai făcut-o, pur și simplu. Ai o idee. Proporții derivate oferă o ușurință, că asta vreau să scot în evidență acum, viteza crește în comparație cu ce ar fi însemnat munca asta. Se vede dacă am dreptate sau nu. Deci X egal cu 3K, Y egal cu cine ar fi? Y egal cu 5K. Și Z egal cu? 9K. 9K. Și acum, cu X, Y și Z știute, mă duc și locuiesc aici. Și am avea 3K la a doua. Nu, 7 ori 3K la a doua. 7 ori 3K la a doua. 7 ori 3K. Da. Totul la pătrat. Da. Plus 9 ori. 9 ori 5K la pătrat. Totul la pătrat. Minus 2 ori. Minus 2 ori 9K. Ori 9K. Totul la pătrat. Egal cu 2016, da? Și acum și avem 7 ori 9K. Ori 9K pătrat. Aici e a capcană. Deci, atenție, că se adică fiecare la pătrat. Adică un produs la o putere înseamnă adică pe fiecare la putere. Nu e adevărat la adunare și la scădere. Deci dacă cumva vei face vreodată Miruna sau Ana, Anca sau tu, Robert, următorul lucru, A plus B, totul la a doua, și spui că e egal cu A la a doua plus B la a doua, această chestie este din nota 2. Eu dacă văd așa scris pe lucrare, 2 și nu mă mai văd mai departe. Așa am făcut, așa. Deci fiind foarte exigent, înseamnă că atrag atenția, că sunt greșeli grave. E de parcă ai spune, 2 plus 3, totul la a doua, este egal cu 2 la a doua, plus 3 la a doua. Și o mare greșeală. Că 2 cu 3 face 5, 5 la a doua vine 25, că este egal cu 4, plus 9. Egal? Nu e egal. 4 și 9 face 13, nu? Deci de aceea să nu cumva să faceți o dată la adunare. La mulțiri, însă, A ori B, totul la o putere, la a doua, la a treia, la a doua, să zic așa, este egal cu A la a doua, ori B la a doua. Înțeleg? Da? Adică să dau un exemplu concret, să vedeți. 2
ori 3 tot la a doua, e de parcă aș spune 4 la a doua ori 3 la a doua. Adică 6 la a doua, 36, egal cu... Trebuia să spun 4 ori 9, nu? Da. 4 ori 9, adică 2 la a doua. Ori 3 la a doua. Hai să scriu ca să fie diferent. 2 la a doua ori 3 la a doua. Adică 4 ori 9. 4 ori 9, 36. 36 egal cu 36. Corect. În concluzie, e limpede că la mulțire ai așa poți să scrii. Ai voie să faci asta. Dar la adunare scădere nu faci față așa vreodată, că e dezastru. Deci, nu-i mai mare indispoziția unui profesor decât îți vadă să de greșeală. Când ați făcut așa, v-ați dat foc la valiză. Corect. Deci eu, când vedeam greșeli de astea, nu stăteam pe gânduri. Tot e ieșit ce era terminat. Să înțelegi dacă ai făcut o greșeală aici, nu? Dar era atât de grav încât o sancționam dur. Numai așa putea să înțeleagă odată că nu are voie. Dacă eu i-am explicat o dată, de două ori, șapte ori, și el o continuat să facă așa, ziceam, unde ai dat atenție? Corect. Și persiste greșeala până l-am sancționat dur. Și cu ocazia să spun, da, am greșit numai singur. Greșit total. Nu mai ai răspunsul acela, nu mai nimic. Iar eu nu mai sunt în stare să mă urmăresc când văd o așa de greșeală gravă. Da? Deci am bine membrii de șalua și pe K. Asta, de aici am pornit. Da. Că tu ai zis 9K. 9 K pătrat. Și 3-ul la a doua și K-ul la a doua. Lămurit, nu? Da. M-am spus și vă paște. Întâlniți un profesor ca mine? Dur. E foarte dur. Chestia, dar așa fac. Ca să se înțeleagă. Mai bine. Plus. 3K la a doua. Nu e. Păi 3K la a doua plus 5K la a doua minus. Da, că vreau să împart 2016 împărțit la 7. Hai, față, mergem în continuare cu exercițiul, acolo ești. Plus 9 ori 25K la a doua. 25K la a doua. Mergem în continuare cu exercițiul mare. Deci finalizăm exercițiul până ajungi la egal. Exact, minus. Minus 2 ori 81 ca pătrat. Egal cu 2016. Unde ești? 7 ori 9, 63. Da. 63 ca pătrat. 225 acolo. Plus 225 ca pătrat. Minus 162 ca pătrat. Egal cu 2016. Și tot calculul ăsta, 63 cu 200, așa face... Dar l-am făcut odată. L-am făcut odată. 126, parcă, nu? Da, 126. 126, da? Da. 126 ca pătrat este egal cu 2016. Deci ca pătrat va fi egal cu 2016 supra 126 și îi dă cât? 16. Dacă ca pătrat e 16, rezultă că ca simplu egal cu 4, nu? Că pe 16 schimb ca 4 la a doua, și K va fi egal cu 4. Și cu K egal cu 4 ne întoarcem la șirul de rapoarte. La X acolo. La X. Știi ce e denotat? X egal cu 3 ori 4 egal cu 12. Y egal cu 20. Y egal cu 5 ori cât ori 4 egal cu 20. Y egal cu 36. Și Z egal cu 9 ori 4. 9 ori 4, 36. Deci, iată la ce rezultat am ajuns. Acum v-am convins că merge și șmecherea aceea cu scădere, din cauza că conduce la acel rezultat. Nu? X, Y, Z. Sigur, mi-mi place mult mai mult șmecheria asta. De ce a făcut? Am ridicat fiecare la pătrat, am mulțit cu 7 și cu 9 și cu cât mi-a trebuit mie acolo, cu cât cu 16 sau cu 2. Cât am zis? Am cu 7, cu 9, că așa era 7X pătrat și cu 2. Da? Uh-huh. Și trebuia să se prindă că valoarea aceea 16 este K pătrat și nu e K-ul? Deci, așa am notat. Acolo, deci, da, domnul profesor, dar în partea asta, vedeți, ați făcut X pătrat pe 9 egal cu 16, nu X pe 3 egal cu 16. Dar X pătrat pe 9 egal cu 16 e și K. Deci, K pătrat am avut aici, nu 16. Din coace, K pătrat a fost și aici. Și K-ul de acolo, valoarea, după ce am ridicat la pătrat, e egal cu 16, da? Și aici tot 16 mi-a dat K pătrat. Tot după ce am ridicat la pătrat. Da? Da? Tot pătrat. Da, 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 da.
Și când am avut cu K notat, aici am pătratul. Deci a ieșit asta a fost motiv. Dacă vreau cu valoarea K, mă întorceam. Este de la momentul în care am găsit K 36, că am găsit și noi 16 parte. Și după ce l-am găsit, da? Eu m-am dus aici pentru că la pătrat este asta, nu? Am aplicat la pătrat. Și x pătrat pe 9 egal cu 16, x pătrat egal 9, 16. Aici mi-a folosit foarte tare și proprietatea asta cu operație cu puteri, deci am vrut să fac mai mult. Corect. Da? Mult mai mult. Da? Ăsta a fost motivul. Deci, de ce mi-a plăcut aici mult mai mult? Mie. Pentru faptul că am putut jongla cu mai multe informații. V-am plimbat și pe operații cu putere. Da? Din coace, e mai la îndemână varianta asta. De data asta, notând, nu se ridica pătrat, pur și notez cu K și scos pe X, Y și Z și vă găsește în relații, este mult mai la îndemână. Numai aici am multă atenție, că fiind la pătrat și K-ul la pătrat. Și nu aflați pe K, ci K pătrat. Și fiindcă îl doriți pe K, trebuie să vă întoarceți cu K știut, înapoi și găsiți pe X, Y, Z. Deci într-un mod și în celălaltul este acceptat. Nu înseamnă că dacă n-ai făcut într-un fel, nu ți-a profesor în calcul. Depunctezi faptul ca să am ideea. Nu. Deci punctează tot ca și cealaltă. Nu mi-am spus că acolo mi-mi place mie mai mult. Că merg pe șmecherii de astea care să mă ducă, să-mi pun în valoare repede relația dată. Că asta am făcut. Adică la pătrat, am adunat numărătorii cu numitorii pe acolo, am și scăzut la aceea, dar țin cont, scăzut și la asta și la asta de jos. Exact. Unul la asta zici minus, care tu minus și din coace le adun. Păi te contrazici? Da. Așa, dar am înțeles și chestia asta. Gata, pe urmă? Pentru așa mă țină că nu pot. Nu pot, nu mai facem. Da, au ele, tot la fel. Hai, gata, dăm drumul acolo. Mai lucrăm un pic aici. Este tot aceeași, adică nu tot aceeași. Cam la fel. Hai, că mă interesează. Interesant, mai învățăm de ceva. Pe care e și are ceva lui specific. Mie chestia asta cu minusul acolo chiar mi-a plăcut, pentru că ați învățat că puteți să faceți și minus, plus și minus. Așa, dar minus și sus și jos. Exact. Este o chestie nouă. Exact, mie chiar mi-a plăcut. Eu chiar nu am aplicat-o decât acum, când m-ai pus în încurcătură ce fac acum, da, și cu minus 2 ăla, da. Și atunci stai că găsesc ideea. Corect. Zic voi, ce x pe 2. Dar zic ce se titluie. 14. 14, deci la 27, da? Da. La 26. La 26. Deci 26. De 26 pagina, există 14, da? Care sună așa. X pe 2. X supra 2. Egal cu Y supra 5. Y pe 5. Egal cu Z pe 5, pe 11. Da. Și mai știm că X plus Y este egal cu 28. Fără Z? Nu, fără Z. X plus Y egal cu? 28. 28. Determinați numerele X, Y și Z. Apoi... Deci să găsim pe X egal cu cine, Y egal cu cine, Z egal cu cine, da? Să găsim pe X, Y și Z, da? Apoi, proporțiile derivate cu aceeași teme, pornind de la proporția formată cu primele două rapoarte. Se rezolvăm în două moduri. Deci că apoi proporțiile derivate cu aceeași teme, pornind de la proporția formată cu primele două rapoarte. Bun. De la proporția formată cu primele două rapoarte. Adică plecând de la x pe 2 egal cu y pe 5. Deci de la asta să plecăm. Așa ne spune autorul. Păi, asta egal mai departe cu x plus y supra 2 plus 5, da? Știm asta. Da. Fiindcă dă x plus y. Deci autorul a fost drăguț cu noi. Că dacă eu aș fi propus, așa, faceți în două moduri. Și pe bază de proporții derivate. Și așa. Și atunci, văzând relația x plus y, numai pe primele două trebuie să le luăm. Da? Asta e șmecheria. Nu și cu z. De ce să aduci pe z dacă nu cere relații? Deci, vine egal mai departe cu x plus y 28 pe 7 și egal cu 4. De aici rezultă că x pe 2 egal cu 4 și egal cu cine? Cu
ne-ai șezut că x egal cu 8, da? Și y pe 5 egal cu 4 rezultă că y egal cu 5 ori 4, 20. Și în sfârșit, z pe 11 egal cu valoarea, aceeași raport, aceeași valoare are raportul, tot 4. Rezultă că z egal cu 44. Terminat? Ești. Da? În varianta în care nu vrei să folosești rapoarte derivate, înseamnă că notezi cu K tehnica voastră. Cu K valoarea raportului. X egal cu 2K, Y egal cu 5K. Rezultă că X egal cu 2K, Y egal cu 5K și Z egal cu 11K. Și dacă știu pe X, Y și Z, mă duc în relația a doua, tarte de autor. Numai pe X plus Y. Păi pe este a doua la urmă. Și vine ce anume? 2K plus 5K. Adică vorba de relația X plus Y, da? Egal cu 28. Înseamnă că 2K plus 5K egal cu 28. Și atunci 7K egal cu 28. K egal cu 4. Și cu K știut, locuiesc și am pe X, Y și Z. Da. X. Da? Altă greșiță? X pe 2. Alt exercițiu 19 de la pagina 27. 19 de la 27. 7. X pe 2. Da. Este egal cu Y pe 11. 11. Egal cu Z pe 7. Z pe 7. Și X plus Y cu Z. X plus Y cu Z. Egal cu 80. Egal cu 80. Asta e banală. O să avem cu 80 pe... Da, scriem. Rezultă. Da, rezultă. Rezultă de aici. Și nu, egal mai departe. Continuăm șirul de rapoarte. X plus Y plus Z pe 2 plus 11 plus 7. Supra 2 plus 11 plus 7. Adică 80 pe 19. Da, așa bine? Minus, pe 20 ar trebui să da, pe 20. Pe 20. Egal cu 4. Și întași la substituție, x pe 2 egal cu 4, x egal cu 8. X pe 2 egal cu 4. Rezultă că x egal cu 8. Y pe 11 egal cu 4. Rezultă că y egal cu 44. Și z pe 7 egal cu 4. Rezultă că z egal cu 4, 7, 28. Și cu asta am găsit pe x, y și z. Mai? Hai, mai dă că îmi plac astea. Mai dă nimic. Un pic mai greu, sigur că are mama dreptate. Mama nu ține cursul. Știi cum e povestea? N-a fost problema cea de clasa 5-a. Aici e mai plăcut. Excelentă. Pur și simplu, mă credeți că nu reveneam de lucru. Da. Plăcere, din bucuria aceea de a fi înțeles exercițiul același, ar fi rezolvat. M-aș fi dus pe 875. Da. Și ați văzut pe da, aici. Da, deci am revenit imediat da. Pentru că am sesizat. Dar din mers am văzut, adică în timp ce lucram ne-am dat seama că îmi bat. Domnul profesor. Da, desigur. Dar vreau să spun că am trăit exercițiul da. Concret. Și cea mai mare supărarea mea a fost aceea că l-am șters, n-am pus pe YouTube. Da. Din nefericire, când am ajuns acasă, l-am descărcat atunci și l-am pierdut filmul. Ei, da. Da. Tot? Tot. Tot ce am făcut cu clasa a 5-a, fetița aceea, n-am mai putut salva. Asta a fost să fie. Da? Hai, omii prin doar pe niște băieți. X pe 14. La ce se fie? Același de U. Deci X pe? X pe 14. Da. Este egal cu Y pe 11. Da. Este egal cu Z pe 12. Da. Și X plus Y minus Z egal cu 39. X plus Y minus Z egal cu? 39. Ia să vedem dacă X plus Y minus Z pe 14 plus 11 minus 2. Deci continuă ca mai departe cu X plus Y minus Z. Minus Z totul supra 14 plus 11 minus 12. Bravo! Egal cu Robert, bine? Deci, zice, fiindcă condiția este X plus Y minus Z, da. Zice și ea X plus Y minus Z supra 14 plus 11 minus 12. Da. Da? Da. Șmecheria care am gândit-o, dar de cam mai departe. Și egal cu 39 pe 13.
Da, pe 13. Și egal da. Cu 3. Și egal cu 3. Atunci x pe 14 este egal cu 3 și x va fi 42. Da. Y va fi y pe 11 egal cu 3, deci y e 33. Z pe 12 egal cu 3, deci z va fi 36. Pe tot ce z e egal cu? 36. Și s-a găsit, am găsit astfel pe x, y și z. Hai că altul nu mai în tare. Nu, păi pe ăsta. A, acolo. Acum. Arătați că dacă A, B și C, 26. 26, de la pagina 26? Da. 26. Dar nu l-am făcut acum cu... Nu. Robert, nu l-am făcut 27. A, 27, hai zic. Arătați că A, B și C aparțin numerelor naturale și... A, B, C, numere naturale. Stelat, nestelat? Stelat. Da. Și A minus B... A minus B... Pe C... Supra C... Este egal cu B minus C supra A... Așa... Și este egal cu C minus A supra 12. Supra 12, da? Da. Atunci, A egal cu B și egal cu C. Mai este dată condiția să se rezulte de aici, A egal cu B egal cu C, da? Sau ce îmi spune? Cine nu este nicio întrebare. Atunci, A egal cu B și egal cu C. Păi atunci, zice atunci, asta trebuie să demonstrăm. A. Da? Deci, dacă se întâmplă relația asta, dacă am egalitatea asta, eu înțeleg că din ea, să rezulte, și asta e concluzia, că A egal cu B egal cu C, nu? Asta am spus. Da. E altceva mai frumoasă, da. Robert, te pregătești să-l faci. Apoi ce numai eu să fac? Tot timpul mai eu? Ia să mai faci și voi. Și el e bărbat. Da, sigur. Pentru că are un ajutor. Mă lași așa din un singur. A minus B supra C, egal cu B minus C supra A, egal cu C minus A supra 12. Ce se face mai probabil? Picat, iarăși. Am putea face A minus B minus C pe C. A minus B... Minus C pe C. A minus B. Adică scădem... Din numărător scădem pe viitor. Da. Da. A minus B minus C. Supra C. Egal cu B minus C minus A. Da. Și avem cam aceeași... Aproape aceeași. Ce A minus B minus C. B minus C minus A. Robert. Hello. Ajută-mă. Ai mai multe să o facem, nu trebuie să o facem. Nu ne lăsăm bătuți. Dacă chiar aruncăm pe aia de sus, se duc. Ia să vedem ce se întâmplă. Să avem idei. Dar se duc. Ia să avem vedem. A minus A. Ia să vedem cât face. Face cât. E da mai departe cu... A minus B plus... Egal, nu poți să continui cu șirul de acolo. A minus B plus B minus C. Plus C minus A, tot cu supra A, plus C, plus 12. Așa m-am gândit, dar se reducă aici. Ce? Vreau să fac de bucuros. Sunteți bucuros? Da. Nu m-am gândit la aici. Alo. Bună seara. Ați înțeles? Ia adunăm ca și cum ar fi X plus Y plus Z. În ce clasă ești tu? Minus B plus B, minus C. Florin de la 10-a. Măi, Florin, de la ora 8 încep cu clasa a 10-a. A minus A? Dar acum sunt în lecții, tu mă vezi acum, tu să intri pe... De ce mă vezi? Pe C plus A plus 12 și se reduce... Cum să nu fie, mă, Canda? Băi, este activată tot. Tu ai intrat pe prof online și pe... A minus A să reduc, B minus B. Băi, și ești la prof online, la prof online TV? Minus B plus nu se poate, mă, totul merge, mă.
La mine aici se înregistrează, totul merge, camera lucrează. Cum să nu fie așa? M-a surprins. Dar, să o secundă. Sonorul s-aude? Ah, scrie acolo ceva în engleză. Aici nu. Uite, am să sun acum la un băiat să se uite el, să vadă de ce nu merge. Da? Mi-ai făcut un serviciu acolo, să mulțumesc. Da, mi-a zis de multe ori că nu se vede. Da? O, la telefon să spune că nu merge? Da, a zis de multe ori că nu se vede. Păi... Păi deci de online nu se vede. Merge un pic și după aceea nu mai merge, deși Adi și Andrei a zis... Ia să vedem acum, să sunăm la un prieten. Și cum e mama? Ande nu s-a. Nu e. Ce nu știu ce. Nu e. Ce vrei? Nu văd. E unul. Toată asta de unul. Zero împărțirea ceva? Zero împărțirea ceva până ce ai făcut? Ce n-am făcut? Zero ori. Păi și zero ori ceva? Zero ori, nu știu cât e egal cu numărul 1. Dar nu e egal aici. E ori. A, mă, eu nu spun. E zero. Eu am zis că vreau să vedem și mă chem. Nu acesta, cum mă răspunde asta. Mă să sun pe altceva, să văd. De ce nu spuneți când apar momentele astea? Băiți au spus. Da? Da. Adi și cu Andrei au zis că nu întotdeauna se vede tot, toată lecția. Deci, să vedem pe... Sandra. Sandra? Ionuț e acasă? La Moinești. Și are telefonul, ia sună-l când mie nu răspunde. Poate ție îți răspunde. Să uite, să intre un pic că nu se vede iarăși. Bine, dar vreau să vedeți... Da, hai că am nevoie. Păi, dacă nu se răspunde ție, dar păi îți dai seama. Da. Bine, hai, vezi. Bine, papa. Ce-o fi acolo de nu se vede? Nu se vede. Vedea. Continuăm mai și de urmă. Da, face 0, da? 0 pe A plus C minus 12. Și 0 pe ceva e egal cu 0. Plus 12. Plus 12, da? Alo, salut Ionuț! Alo, Ionuț? Alo? Ionuț? Hai mă! Aaa, i-am gândit să-mi dau cum vorbim. Păi dar nici ei n-am să covorui, că eu am nevoie de ea. Da. Ia să mă spun. Deci, dacă face 0, ce se întâmplă? Înseamnă că fiecare e egal cu 0. Deci rezultă că A minus B supra C egal cu 0. Și când o fracție este 0? Când numărătorul e 0. B nu și e egal cu 0. Și B e egal cu 0. Alo, salut Ionuț. Ce ai dat drumul. Dar ce se întâmplă să nu chiar nu mergea? M-a renunțat. Băieții, că nu merge. Bine. Bun, gata. Hai, e bine atunci, da? Bine, bine. Salut. Ai înțeles, nu? Da. E fiecare raport și o să fiecare raport egal 0. Deci, când o fracție 0? Când numărătorul e 0. Deci A minus B egal cu 0. Și asta înseamnă că A egal cu B. Da. Pe urmă, B minus C supra A să fie 0. Dacă și numai dacă, B minus C egal cu 0. Adică asta înseamnă că B egal cu C. Și C minus A supra 12 egal cu 0 e echivalent cu C egal
Ce minus A egal cu 0. Adică ce e egal cu A. Și de aici e clar că toate trei sunt egale. A egal cu B egal cu C. Nu? Toate trei. Termotechnici. Da. Deci, vedeți, sunt niște frumoase, interesante. Dacă nu știam proprietatea asta cu suma numărătorilor, cu suma numitorilor, nu aveam cum să putem să ajungem la rezultatul ăsta, nu? Important era că adunând face 0. Și atunci, dacă valoarea raportului este 0, fiecare din fracții are valoarea 0. Și când o fracție este 0, numărătorul e 0. Da? Deci, asta ar fi. Altceva. X pe 3 este egal cu 27. Deci 27. Michel, care l-a făcut Robert? I-am făcut. A, bine. Deci 27. De la pagina 26, da? Da. Așa. Zic, te rog. X pe 3. Deci X supra 3. Egal cu Y pe 5. Y pe 5. Egal cu Z pe 9. Z pe 9. Și X plus Y plus Z egal cu 34. Da. E, asta am făcut de astea, nu mai fac. Nu mai facem. Nu mai fac de astea, altceva ar cum dai. Ultima, e mai grea, zi. X plus am 7, ultima am făcut-o, am făcut Robert. Am făcut-o cu Robert, da. Avem? Mai X, Y, X, Y, X ori Y plus X ori Y plus plus X ori Z. Da. Plus Z ori X. Da. Este egal cu 1392. 1392. Vezi, dar care este raportul? Care am zis? X pe 3. X pe 3. X pe 3. E egal cu Y. Y pe 5 egal cu Z pe 9. Y pe 5 egal cu Z pe 9. Deci condiția este suma produselor de câte două. X, Y plus X, Z plus Y, Z, da? Da. Egal cu 1392. Păi facem, scriem X, chiar facem așa, X ori Y ai zis, sus. Ai zis din acolo, plus X, Z plus Z, X? Da, X ori Y plus Y. X ori Z ori plus Y ori Z. Da. Aici e Y ori Z. Da. Nu am zis eu, poate greșit, poate eu. Păi și scrie, Z ori X, așa scrie. Mai zi o dată, Mima. Deci X ori Y plus Y ori Z plus Z ori X. Da, e sunt acuma. Y ori Z plus Z ori X. Numai că nu sunt corect. În ordine asta, dar adunarea e comutativ. Da. Da. Păi și nu putem să facem chiar X ori Y plus Y ori Z plus Z ori X? Și de desubt să scriem 3 ori 15 plus 3 ori 9 plus 9 ori 5? Povestea este dacă putem să le mulțim așa, două câte două. Deci tu îmi spui așa, să zic X ori Y, supra cât? Supra 3 ori 5. Da. Supra 5. Da. Că de parcă ar spune fracția asta ori fracția asta. Da? Da. Și dacă valoarea este K, ar fi un K pătrat, ar fi multiplicarea la pătrat. Deci, eu pot construi, plecând de la raport, șirul ăsta de rapoarte, un alt șir de rapoarte, cu altă proporție, cu altă valoare. Adică să zic așa, XY supra 3 ori 5, 15, egal cu XZ supra 3 ori 9, 3 ori 9, da? 27. 27 de rată. Și egal cu Z ori Y supra 5 ori 9, 45. Și egal acum, suma numărătorilor cu suma numărătorilor. Da, și mai e X ori Y plus X ori Z plus Z ori Y. Da, Z, da. Supra 15 plus 27 plus 45, adică 1392 pe 87. 1392 sau 93? 1392. 2, 92, da. Supra? Cât supra face aici? 90 și 87. 87, cum ai zis? 87. Să facem împărțire exact? Acum vedem. 1392. Să facem fiecare împărțire, să vedem dacă se împarte exact. Se împarte, așa este. 1392, dar să fac și împărțirea.
la 86, faci o dată, 87, 16, spune, da? 47, 42, deci este corect. Și acum x ori y pe 15 egal cu 16, să aflăm x ori y. Și aflăm x ori y. Dar, atenție, dacă vrei raportul dinainte, trebuie să vedem că ăsta e la pătrat. X pe 3 la pătrat, că din mulțirea acestor două, dacă valoarea e K... Da, o să avem X ori Y ori Z totul la pătrat. Ar fi X ori Y ori X ori Z ori Z ori Y. Dar nu e mai mulțime. Atenție! Eu vreau să atrag vreau să spun că 16 nu e valoarea raportului acestuia, ci acum e pătratul. Da, corect. Da, te-ai înmulțit de două fracții ca valoare. Când am zis X ori Y, deci e K pătrat ăsta. Deci aici e egal cu K pătrat. Și atunci K simplu, K pătrat egal cu 4 la 2, și K egal cu 4. Se vede, da? Și mă tot la valoare la început și vine x pe 3 este egal cu 4, y pe 5 egal cu cât? Cu 4 și z pe 5 pe 9 egal cu 4. Și de aici în mese că x egal cu 3 ori 4, 12. X egal cu 12, y cu 20 și z egal cu 36. Sunt cele câte valori x, y și z găsite. Ce a fost aici frumos? Șmecheria asta, că putem să și mulțim, construim un alt șir de rapoarte, care înseamnă că e K pătrat, dacă am notat cu K valoarea dinainte, acum e K pătrat, că sunt mulțite K asta și K asta. K ori K face K la a doua. Da? Dacă nu vrea să mergi așa, prin varianta asta, prin șmecheria asta, atunci înseamnă că x egal cu 3k, y egal cu... Deci am și o metodă a doua, care înseamnă x egal cu 3k, y egal cu 5k, z egal cu 9k, și mă duc în relație. Și unde x spun cât? 3k, 3K ori 5k, ori 5k, plus 3k ori 9k, plus 9k, ori 5K. Egal cu 1392. Așa aveam 15K pătrat. Da. Pentru 15 K ori K, faci K pătrat. Plus 27K pătrat. 45K pătrat. Egal cu 1392. 1392. Și aveam că... În total 87K pătrat. Da, 87K pătrat egal cu 1392, de unde K pătrat egal cu 16. K pătrat egal cu 1392 pe 87 și egal cu 16. Iată mai clar acum, K pătrat e 16. Da. Deci K simplu egal cu 4. Da. Cine la pătrat fac 16? K la a doua egal cu 4 la a doua. Atunci K egal cu... K egal cu 4. Și dacă îl știm pe cale, ne ducem și găsim valoarea x, y și z. Cum v-ar fi plăcut lucrul aici? A doua. Varianta a doua, nu? Varianta a doua, pentru că vii mai la îndemână. Dar atenție aici, capcană. 3K ori 5K, 3 ori 5, 15K pătrat. Dacă nu spuneți 15K pătrat, spuneți 15K, terminat ești. Am găsit două frumos. Da? Hai să vedem. 28 de la 28. 28 la 28, da? Da. Numerele raționale, raționale pozitive A, B și C verifică relația. A, B și C. Din el pus, nu? Raționale. Q. Raționale pozitive Q. Verifică relația. Q. Așa, da? A pe 3. A supra 3. Egal cu B supra 4. B supra 4. Egal cu C supra 5. C supra 5. Arătați că A pătrat plus B pătrat este egal cu C pătrat și că, determin A pătrat plus B pătrat egal cu C, egal cu C pătrat și determinați numerele A, B și C în fiecare din cazurile. Și acum? Determinați A,
B, C, în cazul. A. A plus B plus C. A plus B plus C. Este egal cu 84. 84. Urmav, și după aceea vin ce mai greu, știi? B. Așa. Vreți să vă le zic? Zi, zi. 8A plus 7B plus 6. B mic. Le dau cartea mai acasă. Știi, când, când e exercițiu dificil, așa face profesor. Le zice, te mai acasă. 8A plus 7B. Deci 8A. Plus 7B. 7B. Plus 6C. 6C. Este egal cu 410. Să știți că sunt 6. Bine. Le dau pe toate? Da. Atent. A pătrat plus B pătrat plus C pătrat. Plus B pătrat plus C pătrat. Este egal cu 200. Așa. De U. AB plus BC. C. D. D. AB. AB. BC. Plus BC. Plus CA. Plus CA. Egal cu 1175. 1175. E. 9A pătrat. 9A pătrat. Minus 3B pătrat. Plus 2C pătrat, egal cu 4067. 4067, da. Și ies. ABC. ABC egal, produsul. Da, produsul egal cu 20.580. 20.580. Da. Tema? Tema? Am făcut-o cu mâna noastră. Dați vreo pe toate, domnul profesor. 56. Oprim. Oprim. Și începem. Nu, nu începem, că oprește.